Între prieteni la Radio România Actualități. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Tocmai ai terminat de prezentat ceva din jurnalul orei 10. Cum e dimineața pentru un prezentator de știri? Pentru mine, cel puțin, care am un bioritm mai așa pe noapte, trezitul dimineața este destul de dificil. La ce oră ai venit dimineața la radio? La 5 dimineața. Uf, o curiozitate, și la ce oră te culci? Cât dormi? 4 ore. 4 ore? Și după 4 ore de somn reușești să citești aceste blanchete fără bâlbă? Păi le mai și citesc înainte și lucrez la redactarea unora dintre ele, nu toate, că sunt deci făcute de o echipă întreagă. Deci asta este radiojurnalul, practic, da? Sunt una, două, trei, patru, cinci, vreo 7 știri. Și aici e scris ceva de mână? Aici este scris de mână flash-ul de meteo, pentru că mi-l fac în ultimul moment, chiar înainte să pregătesc radiojurnalul, și prefer să îl scriu de mână.